Ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători, părinți ai noștri, Grigori Decapolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitri cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile.
Cânta, Doamne, Dumnezeul măriților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă către Tine. Am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumină Ta, o vedea lumină. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de poate, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de poate, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum
rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților erarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, și ale Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Mare, lui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, a cărui pomenire o săvârșim astăzi, ale drepților Dumnezeu și părinți Iochim și Ana, și ale tuturor sfinților, să ne mântuiască și să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Mântuiască țara Moldova și prin rugăciunile sale și prin această râvnă pe care a avut-o pentru poporul român și pentru țara sa, cu ajutorul Dumnezeu, a biruit toate războaiele pe care au fost peste țara Moldova. De aceea, iubiți credincioși, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit să săvârșim această sfântă slujbă de priveghere închinată Sfântului Ștefan. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența la Sfânta Biserică. Dumnezeu să ne ajute ca și mâine să venim la Sfânta Biserică, să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care va fi prezent și Înalt Preasfințitul Longhen de la Mănăstirea Bănceni. De aceea vă așteptăm pe toți și Bunul Dumnezeu și Sfântul Ștefan cel Mare să ne întărească în credință și să ne mântuiască. Amin. Trăiți, Părinții, mulți ani! Doamne ajută! Mulțumim, Părinte Stareț, Părinte Antonie, la Mănăstirea Piatra Tăieturii, de la Vatra Domnului și preacucenicilor părinți care astăzi ne-au bucurat prezența, coriștilor, oaspeților, celor prezenți care astăzi am venit să îi mulțumim Sfântului Voievod, să lăudăm și să slăvim pe Sfântul.